Sfinților părinți Ioachim și Ana, cei ce ați născut pe Maica vieții noastre, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, păziți-ne cu rugăciunile voastre de toate primejdiile. Luați aminte la sărăcia noastră, sufletească și trupească, și îmbogățiți-ne pe noi în Dumnezeu. Sfântă Ana, ridică sfintele tale mâini cu care ai îmbrățișat pe împărăteasa cerului și a pământului, către Părintele Îndurărilor și a toată mângâierea, ca astfel, trecând cu vederea mulțimea păcatelor noastre, să ne păzească pe noi de foamete, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Așează, Sfântă Ana, în inimile conducătorii țării acesteia cele bune pentru Sfintele lui Dumnezeu Biserici. Păzește pe cei ce te cheamă pe tine de moartea cea fără de veste. Apără-ne de vrășmașii cei văzuți și nevăzuți. Împacă neînțelegerile din familii. Fii sprijin celor neputincioși, celor căzuți în adâncul păcatelor. Luminează-le mintea ca să se întoarcă la pocăință. Iar în vremea plecării noastre din viața aceasta, să ne aperi pe noi de cei ce se silesc a vâna sufletele noastre. Bucură-te, Ioachime, sfeșnicul lui Dumnezeu, cel în fapte bune îmbătrânit, prin care întristarea nerodirii s-a pierdut. Veselește-te că fiica ta s-a făcut biserica lui Dumnezeu, născând pe Hristos Domnul. Luminează-ne și pe noi spre faptele bune, cel ce ești luminătorul celor din întunericul necunoștinței, dulce mângâietor al celor întristați și îndemnătorul celor însoțiți în sfânta taină a cununiei. Bucură-te, Sfântă Ana, ceea ce ești dăruitoare îmbelșugată și de cele pământești. Veselește-te, lauda femeilor și cununa maicilor, ascultătoare blândă a celor ce te cheamă pe tine, ceea ce ne împlinești cererile cele bune, bogăția săracilor și a văduvelor. Ne bucurăm și noi, văzând că prin nașterea ta s-a stins datoria păcatului. Fii și de acum înainte, Sfântă Ana, ajutătoarea și mângâietoarea celor care își doresc copilași, grabnică tămăduirea celor neputincioși, căci niciodată nu te-ai ascuns de la năzuința noastră, ceea ce în chip nemijlocit vezi frumusețea dumnezeirii. Ai răsărit crinul fecioriei și ai hrănit pe hrănitoarea vieții. Sfinților dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana, statornicia și răbdarea noastră să ne-o împărtășiți și nouă, celor nevrednici și păcătoși, ca văzând dragostea voastră, Dumnezeu să ne dea timp de pocăință și de întoarcere. Bucurați-vă și ajutați-ne și pe noi să ne bucurăm împreună cu voi în împărăția cerurilor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă pace în sufletul și în casa voastră. Sper ca această rugăciune să-ți fie cu adevărat de folos duhovnicesc, iar dacă vrei să mai rostești încă o rugăciune, aceasta este recomandarea mea.